Direcția română... Greșit! E bine. Salutare, eu sunt Andrei Bala și bine v-am regăsit la un nou episod de IQ Battle pe stradă. Salut Vlad! Salut Andrei, salut tuturor! După cum vedeți, Vlad astăzi n-are doar ghiozdanul în brațe, dar are și două cutii pline cu produse bio. Ce mă bucur să car iarăși cutii și cadouri și premii în mână. Ui. Exact ce-și dorea colegul meu Vlad, să care niște cutii, dar stați liniștit că o să vină și episoadele în care dăm, cine știe, aragaze, frigidere. Ce zici, Vlad? Eu sper să dăm un apartament să pot să-l car pe el. Eu abia aștept să dăm un frigider pe care Vlad să-l care prin oraș. Bun, până atunci, astea sunt premiile din ediția de astăzi. Și înainte să mergem să căutăm 10 oameni isteți, dați un mare like mai jos, că asta ne ajută, și un share ca să vadă și prietenii voștri ce facem noi aici. Let's go! Salut, cum te numești? Salut, mă cheamă Denis. Denis, care este cel mai rapid animal? Ghepardul. Felicitări, avem un câștigător. Hai să vedem. Fii atent, avem 10 premii numerotate de la 1 la 10. Ești primul concurent pe ziua de azi. Avem primul? Tot felul de chestii, da. Primul. Numărul 1, frate, stai așa. Hai să vedem. Bagă-i unul înapoi. Și avem premiu numărul 9. Avem premiu numărul 9. Deci nu e numărul 1. Ia vezi la ce e în ghiozdan. Felicitări, ai câștigat un card de la Cărturești cu 100 de lei pe el. Mersi mult. Cu mare drag. Doamne ajută. Salut, cum te numești? Aron. Aron, ce înseamnă a exonera? Știu, dar nu știu definiția. Hai, dar nu știu definiția. Nu? Nu știu definiția. Da, așa, din ce știi? Nici nu știu să-ți dau un exemplu. A exonera înseamnă a se elibera total sau parțial de o datorie sau obligație. Temă. Da. Aia e, mulțumim frumos. Uitasem. Salut, cum te numești? Dragoș. Dragoș, ce este un dramaturg? O persoană care scrie piese dramatice. Cred. Pe jumate ești bine, o persoană care scrie, până aici ești bine. Teatru, chestii de asta. Decide-te și dă un răspuns final. Te-am și ajutat un pic. O persoană care scrie piese de teatru. Răspuns final? Da. Avem un câștigător, felicitări. Bine. Mulțumesc frumos. Cu drag, te-am ajutat un pic. Am văzut că știai ceva, nu erai sigur. Eu sunt singurul de aici care nu face teatru. Am înțeles. Deci o să iau biletul acesta. Simți tu că e norocos, a? Doi. Doi? Oh, felicitări, ai câștigat un card la Starbucks cu niște bani pe el acolo, de vreo două cafele. Mulțumesc frumos. O să-l beau alături de cineva special. Așa să faci, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu, zi frumoasă în continuare. Salut, cum te numești? Salut, Albert. Albert, din cele 7 minuni ale lumii antice, care mai este prezentă și astăzi? 7 minuni? Da. Cele 7 minuni ale lumii antice. Care mai este și astăzi? Care mai există din cele 7? Habar nu am. Cea care mai există este piramida din Giza. Mulțumim frumos! Plăcere! Salut, cum te numești? Eu de Chiță Rareș. Rareș, ai fost în Anglia până acum? Nu. Super! Întrebarea este următoarea. Ce culoare au taxiurile în Anglia? Negre. Felicitări, avem un câștigător! Mulțumesc mult! Cu drag, stai să vedem ce premii ai luat. Stai așa, să vedem ce premii ai luat. Ok. Hai din bilețel. 4. 3. Felicitări, ai câștigat o cutie cu o grămadă de produse de la Managis Bio. Toate sunt produse bio de la partenerii noștri pe managisbio.ro. Dacă vrei, poți să intri să-ți iei și tu. Ai aici oricum de toate. Ai covrigi, batoane, biscuiți, ciocolată caldă, tot ce vrei. Mulțumesc, recomand din suflet tuturor să mai vină și dacă îi duci capul să primească și ei ceva. Mulțumim frumos! Salut! Ciao. Salut, cum te numești? Laurențiu. Laurențiu, care este numele actorului care îl interpretează pe Mr. Bean? Nu știu. Rowan Atkinson. Da. Era cunoscut? Nu. Am înțeles, mulțumim frumos! Plăcere!
Salut, cum te numești? Matei. Matei, care este cel mai rapid animal terestru? Ghepardul. Felicitări, avem un câștigător. Gălăgie, bine. Să vedem. A fost simplu, nu? Da. Să vedem. 10. Oh, felicitări, îți place să bei cafea? Da, îmi place, da. Ai aici niște arome de, ia să vedem, de vanilie și caramel, siropuri pentru cafea. Vă mulțumesc. Cu mare drag, zi frumoasă. La revedere. Bună, cum te numești? Alexandra. Alexandra, ce înseamnă a exonera? N-ai auzit niciodată, a fost exonerat. Poți să-mi dai un exemplu, adică într-o propoziție? Mi-e teamă că dacă îți dau un exemplu, îți dau răspunsul. N-ai auzit niciodată, a fost exonerat. Nu. Deci nu știi. Nu. A exonera înseamnă a se elibera total sau parțial de o datorie sau de o sarcină sau de o îndatorire. Ok. Nu-i nimic, ai învățat ceva nou. Da, mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumesc și eu. Bună, cum te numești? Antonia. Antonia, care din cele 7 minuni ale lumii antice există și astăzi? Nu te uitați spre ei să nu șoptească? Nu știu. Piramida din Giza. Oh, ok. Îmi cer scuze. Nu-i nimic, nu-i nimic. Mulțumim frumos. Cu plăcere, sigur. Bună, cum te numești? Elena. Elena, ce este un dramaturg? Un dramaturg? Este o persoană care scrie din astea, scenete, nu? Răspuns final? Da. Piese de teatru, vrei să zici, nu? Da. Felicitări, avem un câștigător. Hai cu gălăgie, că a câștigat, merită. Cinci. Ce telefon e? Am USB-C, nu? Da. Perfect. Ai câștigat un încărcător cu USB-C, un cablu Type-C. Ce aveam de voi, nu-i rău. Super tare, mă bucur. Am mai avut și cablul de iPhone, să știi că se nimerea. Dădeam cablul de iPhone la cei care aveau Samsung sau Invest. Niciodată. Tu ești prima la care se nimerește. Oh, mersi. Cu drag, zi frumoasă. Mersi la fel. Salut, cum te numești? Salut, Radu. Radu, de la ce vin literele din acronimul DRPCIV? Direcția regională DRCPIV. Nu, direcția regională de certificate și nu știu, de la DRCPIV, de RPCIV. Direcția regională de certificate, ceva cu permise, România, o chestie de genul. Da. Ești departe. Adică știi ceva, dar nu. Da, sunt pe acolo, dar nu. Direcția, regim, permise de conducere și înmatricularea vehiculelor. Asta era, da, corect. Nu mai știam. Mereu era de repetiv. Într-adevăr, a fost o întrebare dificilă. Mulțumim frumos. Mersi și eu. Pa, pa. Zi frumoasă. Întâmplător sau nu, l-am prins pe colegul meu de la Hub, Răzvan, care este student și era pe aici. Și nu că îi pun o întrebare, o să-i pun toate întrebările din acest episod să-i testăm cunoștințele. Răzvan, care este cel mai rapid animal terestru? Jaguarul. Ghepardul, minus 1. Ce înseamnă a exonera? N-am idee. A exonera înseamnă a se elibera total sau parțial de o datorie, de o obligație sau de o sarcină. Întrebarea numărul 3. De la ce vin literele din acronimul DRPCIV? Hai că asta trebuie să o știi. Direcția Națională... Greșit? Direcția Rutier... Greșit? Direcția Română... Greșit! E bine. Direcția Regim? N-am idee. Permise de conducere? Probabil. Și înmatricularea vehiculelor. Am un Răzvan, că la asta mă așteptam să o știi. Ce este un dramaturg? Persoană care scrie dramaturgie, adică autorul de... Răzvan, asta este, n-ai câștigat niciun premiu. Am câștigat experiență foarte frumos aici, la Cavaleria. Da, ești un prietenul meu, că ai zis Jaguar acolo. Mulțumim, Răzvan. Cam asta ar fi pentru acest episod. Blăduț în care în mână o cutie. Mai avem și ceva premii, Ghiozdanu sau da chiar tu. Oh, mai sunt ceva premii. Dați un mare like pentru că asta ne ajută. Un share, că asta e și mai important, să ajungem la cât mai mulți oameni. Și cel mai important, știți deja, scrieți întrebările voastre, pe care eu o să le introduc în următoarele episoade. Vlad, un ultim cuvânt de încheiere? Numai bine. Jaguarul. Jaguar. Pa, pa.